urmează să fii a doua arătătic. Da, se vede. Cu aceea... cu aceeași femeie. Am reușit 100 de sarcini cu aceeași femeie, ca să parafrazăm o melodie celebră. Celebră, da, desigur. Cum a fost? Nici eu nu știu cum am reușit cu un prieten al meu, dar cu jucăria aia mică ai reușit să faci doi copii deja. Da, bă, uite că am reușit. Am reușit să fac împotriva karmei și băiat. Cum adică împotriva karmei? Îți dai seama la cât de cu minte am fost eu, n-am crezut că o să fac băiat, dar... Să rămânem la afirmația cât de cu minte am fost eu. Da. Păi, am fost. Depinde cum... Și unde s-a întâmplat schimbarea? Adică... un scurt circuit, bă, ceva? Să, ai probleme? Nu, am vrut să mă axez, să stau cu minte măcar 2-3 ani. Cum adică măcar 2-3 ani? Să pot să... A, deci anunț orașul pe această anunț cale orașul. Că e o cale bucurați-vă reversibilă. Mai vreți mai playerilor, că revine șeful. A, îți propui să revii în business. Nu mai revin niciodată în treaba asta. Nu mai îmi place, nu mai pot. Când mă duc la club, mi se pare că știu ce mă asasinează zici. Boxele, că nu știu. Nu, efectiv mă uit și zic, bă, dar cum n-ai bine, stăteam eu aici? Dar chiar bună dire, cum ne prindea pe noi 5-6 dimineața până oraș? Da, pe acolo, pe dimineața, cu microfonul, pe scenă, pe boxe, pe... Nu înțeleg, dau înapoi și mi se pare că am fost vrăjit sau sunt acum, din două. Dar cine a fi făcut vrăj cu noi? Nu știu, deci acum dacă mi-ai zice, nu faci următoarele 3 zile emisiuni nici la radio, nici la TV, dar hai să ieșim în oraș? Nu, lasă-mă să muncesc, nu mai pot, tată. Nu pot nici eu, efectiv nu știu cum ieșeam. Chiar asta e că, bă, dar de ce te-ai cumințit, dar cine nu te lasă? Zic, bă, nu pot să mă duc la club, nu mai pot. Nu mai intră? Nu știu, da, nu mai intră, efectiv. Mă duc, mai gândul acum, mă enervez. Mai... Dar când ai fost cu asta mică, cum îi zici tu? Evițu. Când ai fost la mare, de 1 iunie sau de 1 mai? Nu, acum. În weekendul ăsta. În weekendul ăsta? Da. Vineri, sâmbătă, duminică sau. Da. Și de 1 mai n-ai fost tu la cluburi, n-ai soaper tu pe Simona? Nimic, am lăsat-o de capul ei. Ai lăsat-o de capul ei și s-au luat toți de ea, un dușoartă pe acolo. Păi ea era prea îmbrăcată, am văzut. Era prea îmbrăcată, da. Da, nu, chiar am fost, nu, niciun mof, niciun, nimic. Și n-am niciun regret. Evițu e și la vârsta la care n-ai, adică... Copiii, în general, sunt foarte pricepuți la șantaj. Adică da, trebuie să-ți arunce să doar o privire. Exact. Tati, unde mergi în seara asta? Păi mă duc să mă văd cu... Și se uită așa la tine și gata. Îți dai jos de pe tine și rămâi acasă. Da. Dar ea nu știe încă lucrurile astea, știi? Crede-mă că deja știe. E incredibil cât de școliți, așa să zic, pot fi... Ce școală au unii. Ce școală au unii, exact. Da, nu-ți vine să crezi. Atât de mică și deja... Se supără, dacă noi nu avem nici bonă, nici nimic. Nu. Și o mai lăsăm câteodată la bunica și aia e sigur. E așa, a doua zi poate. Ai probleme cu banii sau? Nu, dar nu am încredere, sincer să fiu. A, n-ai încredere? Da. Bine, eu cred că tu ai fost și crescut pe... Da, nici eu n-am avut bonă. Asta zic că... Da, la noi familia e o la voi, în religia voastră, în... Nu neapărat religia, așa am fost nu crescuți. Prea merge cu guvernantă, bonă, exact, da. Super neni. N-ai sta, dacă aș pleca și aș ști că copilul e cu bona, mai bine nu plec. Aș sta într-un stres continuu. Adică n-ar fi nicio distracție. Mi-e frică de următorul subiect, dar... Da, ce-am făcut? Mă tensor până la urmă. Adică... Cine zice că am mai auzit pe cineva? Eu te întreb pe tine. A, am crezut că e... Adică există riscul să... Există... Avem un risc, m-am născut cu riscul ăsta. Nu știu, probabil. Nici eu nu știu. Dacă îl întrebai până acum de însurătoare, știi unde era acum la anul?